Hutinașilor, s-a adăugat un update uriaș chiar acum pe Brookhaven. Așadar, să nu uitați să rupeți butonul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările. Avem o casă nouă, avem două mașini noi, pe lângă asta poți ai acum până la 4 accesorii deodată, s-au mai adăugat încă 15 props și acum toată lumea poate să aibă o mașină, un cal și un vehicul mic, cum ar fi, de exemplu, hoverboard-ul sau poate bicicleta, și cei care au servere private pot acum să zboare, frate, pentru că avem FreeCam. Trebuie să stați neapărat până la final ca să vedeți toate nebuniile acestea și întâi hai să mergem la căsuță. O să mergem aici și o să luăm căsuța nouă pentru că s-a adăugat o căsuță specială pentru roleplay și din cauza aceasta este încercuită cu roșu și este chiar ultima de pe listă. Hai să o luăm să vedem cum arată. Opa, avem o nouă fermă, bro! Deci înainte aveam doar ferma aceea de acolo de la distanță, însă acum s-a adăugat o nouă casă care este și fermă totodată. Și avem aici porumb, ceea ce mi se pare interesant este faptul că merge să iei porumbul dacă vrei, deci dacă te-ai apucat de cules porumb, l-ai pus aici în lădiță, ceea ce este super șmecher și această grădină poate fi transformată și în alte grădini dacă te duci aici. Deci avem prima dată porumbul, după care avem semințele, ca să spunem așa, adică dacă te-ai apucat să semeni niște plante, nu știu, sau legume sau fructe și au reușit să crească așa puțin, după care dacă mergem și mai jos avem copacii, care sunt de fapt niște brazi și îi poți folosi pentru roleplay de Crăciun, să vinzi brazii, pentru că îi poți lua în mână și arată destul de șmecher. După aceea ce avem, ia să vedem, dovlecii! Și dovlecii îi poți folosi pentru Halloween sau pentru toamnă, gen, cam așa arată dovlecii, îi poți lua și în mână. Iar apoi ce mai avem? Avem ea. Opa, avem grădina moartă. Deci aici a murit totul, nu mai avem nicio plantă crescută, sunt doar bruieni și dacă ne ducem jos de tot, poți să selectezi, gen, să nu fie nimic, adică să fie grădina liberă. Cam așa arată căsuța. Ar trebui să apăs aici ca să o vedeți mai bine. Deci este o căsuță destul de mică. Pe lângă asta, ia să vedem, avem aici un gard, niște luminițe, avem și o stropitoare, ia. Te poți duce să stropești aici porumbul, super șmecher. Mai avem și sperietoarea asta în cazul în care vine cineva să ne fure porumbul. Aici avem și o găleată, ok, merge luată și găleata. Și avem o mini terasă afară, dacă vrei să te liniștești, frate, după o zi plină de muncă, vii aici și te pui pe scaun. Desigur, acum este timpul să intrăm în casă și hai să vedem ce găsim în casă. După ce ai intrat, în stânga este pătuțul, deci aici ai dormitorul, cum ar veni, un tablou, niște dulapuri, după care în dreapta avem zona de living cu televizorul, desigur aici mai avem încă un tablou și o plantă, iar aici avem și un șemineu. Însă mai văd aici încă două butoane și avem așa, primăvară și iarnă. Dacă dăm pe primăvară, ok, deci sunt acum plantele în creștere, adică se schimbă automat și grădina și cam așa arată primăvara. Însă dacă mergem pe iarnă, ia să vedem, se schimbă toată treaba, bro. Deci toate plantele sunt uscate. Totul este galben, deci tot este uscat, bro. Ia uite-te și tu aici, mamă! Și ar trebui să fac, ia să vedem, stai așa, ar trebui să fac să fie 12, să avem lumină mai bună. Băi, deci mi se pare foarte șmecher. Acum totul s-a uscat aici și gardul și copacii sunt uscați. Oh my god! Deci mi se pare că este foarte interesantă chestia asta adăugată. După care aici avem bucătăria, deci avem o mini bucătărie și avem și o zonă cu o masă unde poți să mănânci. Iar aici desigur avem baia, cam așa arată băița.
este o baie destul de mică. Și casa, de asemenea, este destul de micuță. Avem și o sapă aici, iar în partea asta avem gardul care se deschide și aici avem zona pentru animale. Și dacă vrei, poți aici să spui animalele, dacă ai un căluț, de exemplu, ia să vedem, hai să punem căluțul, bro. Luăm căluțul ăsta, ok, nu mă lasă să-l pun aici. Deci înseamnă că trebuie să pun căluțul afară, după care hai să mă urc pe el și să îl pun aici. Ia, ceva de genul ăsta, nice. Și putem acum să închidem. Desigur, acum poți să pui căluț și de la props de acolo, însă o să ajungem și la props în curând. Deci cam așa arată zona aceasta de graj, de unde merge să spui animăluțele. Ce mai avem aici? Mai avem o moară care probabil ne produce electricitate și aici mai avem o zonă cu fân, bro. Ia, putem să luăm? Da, băi, mergem să luăm baloții de fân, să mergem să ducem mâncare la căluți, gen, ia. Gata, măi, am dat de mâncare la căluți. Bă, super, super tare. Și mai e ceva aici? Bă, nu mai pare să mai fie nimic. Mai avem aici un butoi din ăsta cu apă. Și dacă apăsăm, ia, curge apă, merge să faci duș aici, frate. Ok. Mamă, nu mă așteptam la asta. Avem și o cameră acolo pusă. Hai să trecem acum mai departe, pentru că avem și două mașini noi. Hopa, avem tractorul. Tractorul nu era înainte, frate. Și dacă apăsăm aici... Bă, ia vezi! Oh my god, ce șmecher e tractorul! Deci merge să ridici, nu știu, baloți. Cu fân, poate, ia. Pot să pun aici, de exemplu, balotul ăsta cu fân? Ah, nu mă lasă să-l pun. Dar, cine știe, poate merge să ridice alte nebunii. Ar mai trebui să mai fie încă o mașină. Aparent eram chiar cu mouse-ul pe ea. Este mașina portocalie. Și hai să vedem cum arată această mașină. Băi, ce tare! Deci este o mașină de cărat, frate. Oh my god. Deci pe lângă tractor avem și mașinuța aceasta de cărat. Iar dacă apăsăm aici, ia uite, băi, putem să cărăm porumb. Ia, ce mai putem? Dovleci, băi, tare rău. Și brazi. Mamă, după care avem și baloții ăștia de fân. Băi, chiar mi se pare interesantă mașinuța asta. Pe lângă cele două mașini mai avem încă 15 props noi adăugate. Și ca să te duci la props trebuie să faci în felul următor. Ia să-mi scot puțin itemele de aici. Așa, ceva de genul ăsta. După care trebuie să dai aici pe cutia aceasta cu props și apoi îți pui cutia în mână și o să vezi toate propsurile. Presupun că s-a adăugat copacul acesta. Ok. Și merge să-l pui aici, nu merge? Ia aici? Da, băi! Deci avem acum bradul pe care îl poți lua și în mână și îl poți schimba. Ia, poți să-l faci alt copac? Ok, sau tufă dacă vrei. Mamă, ce tare, și porumb, de exemplu. Oh, deci mergi acum să-ți faci grădina unde vrei tu. Mamă, ce șmecher. Cadou nu mai știu dacă era, cred că era, nu? Băi, nu mai știu dacă era cadou ăsta. Să-mi scrieți acolo în comentarii, dar e posibil să nu fi fost cadou. Sau cel puțin, poate nu puteai să pui toate cadourile astea și săgețile. Ia. A, astea erau. Săgețile cu steluța. S-au mai adăugat încă 15 în total props, dar este posibil ca multe dintre ele să fie adăugate de fapt la obiectele deja existente. Așadar, trebuie să mergeți voi acolo să le căutați și să dați pe mânuță să vedeți care sunt noi. Pe lângă cele 15 props acum, dacă ai un server privat, poți să apeși pe Shift și P. Și o să poți să faci asta, bro. O să te poți plimba cu camera prin Brookhaven ca și cum ai zbura. Și arată destul de șmecher, adică poți efectiv să zbori deasupra Brookhaven-ului. Hai să testăm să vedem dacă putem să mergem și în sus. Băi, da, chiar funcționează. Este foarte, foarte șmecher, însă ai nevoie de un server privat pentru asta. Hopa, hopa, era să uit de accesorii. Acum poți să ai 4 accesorii deodată și dacă te duci aici, de exemplu, merge să spui, nu știu, o bască, ceva, ia să vedem, uite, căciula asta. Deci merge să spui căciula, după care, desigur, poți să spui și o pereche de ochelari
Și mai poți să-ți mai pui încă ceva, frate? Ia să vedem, pot să mai împun de exemplu cățelușul acesta și mai pot să mai împun încă o chestie, pentru că ai acum până la 4 accesorii, cum ar fi coada. Și ia uite-te, deci am căciula, coada, ochelarii și cățelușul. Hai să testăm acum ultimul lucru adăugat și anume faptul că merge să-ți pui o mașină, un cal și un vehicul mic, toate astea trei deodată pe un server public. Și ar trebui să puteți să faceți și voi asta. Hai să vedem. Întâi o să mă duc aici și o să-mi iau o mașină. Orice mașină, nu contează. După care o să apăs acum pe căluț. Hai să căutăm căluțul. Ok, trebuie să aștept încă 3 secunde. Și după ce au trecut secundele, zbeng, am putut să-mi iau și căluțul, frate. Iar dacă am cele două vehicule, să le numim așa, ar trebui să mai pot să mai iau încă unul micuț. Și hai să vedem acum hoverboard-ul. Da, băi, chiar funcționează. Am toate 3 vehiculele deodată în Brookhaven pe un server public. Tank update, trebuie să rămâneți până la finalul episodului ca să vedeți ce se întâmplă. Tocmai ce s-a introdus update-ul acesta foarte, foarte șmecheros și sunt o grămadă de chestii noi. O să începem cu poliția, boy, deja văd un tank aici, mamă! De-abia aștept să vă arăt noile tankuri, dar până atunci hai să începem cu poliția. Dacă vă uitați acolo în partea de sus, avem o nouă stemă pentru poliție. Acum arată cu totul altfel și stema aceasta a fost schimbată și aici la job. Deci dacă acum o să-mi iau jobul de polițist, o să îmi apară așa jobul deasupra capului. De asemenea, avem stema și aici sus undeva. Băi, mi se pare foarte, foarte tare. Parcă este o grafică mai interesantă. Și pe lângă asta s-au mai updatat și altele. O să mergem chiar acum la joburi, pentru că vreau să vă arăt noua listă de joburi. Dacă ne uităm aici, putem să vedem jobul de polițist cu noua stemă, desigur. Și dacă ne uităm mai jos, o să vedem și jobul de șerif, dar și acesta are o stemă nouă. Sincer să fiu, nu mai știu dacă exista jobul de șerif în trecut, însă eu cred că a fost adăugat nou. Să-mi scrieți voi acolo în comentarii dacă știți asta, dar eu cred că a fost adăugat acum în ultimul update. Și dacă mai dăm și mai jos, cu siguranță o să mai găsim și alte joburi schimbate, cum ar fi de exemplu State Trooper, adică soldații statului Brookhaven. Băi, cât de șmecher! Aceasta este o poliție specială pentru Brookhaven. Iar dacă ne uităm mai jos, vedem și agenția, dar la stema agenției nu mi se pare nimic schimbat. Băi, cât de șmecher este update-ul acesta. Dacă credeați că totul s-a terminat, nu, frate. De acum începe totul, pentru că s-a schimbat ceva foarte important. Mașinile de poliție nu mai sunt la fel. Stai ce? Fiți atenți aici, hodinașilor. Acum, când îți iei o mașină de poliție normală, te poți urca în ea și poți să faci asta, frate. Poți să îți schimbi efectiv mașina și dacă apeși pe această mână de aici, este semnul mouse-ului, cum ar veni, o să se întâmple asta. O să devină mașina de poliție, mașina șerif. Băi, cât de tare! A venit noul șerif în Brookhaven și anume Hudinașul. Mamă, mi se pare insane, frate. Holy mama, să-mi scrieți voi acolo în comentarii ce credeți, dar mie mi se pare foarte tare. Și de exemplu, mașina aceasta putem să o transformăm și într-o mașină militară. Dar este poliția militară, desigur. Dacă apăsăm din nou, avem și
State Trooper, care este mașina soldaților statului. Și aceasta este demențială și dacă mai apăs încă o dată, revine mașina de poliție. Ce mi se pare mie super, super interesant este faptul că poți să folosești toate aceste skin-uri și pe alte mașini. De exemplu, o să-mi scot mașina aceasta de poliție și o să-mi pun mașina premium. Să vedeți cum arată toate skin-urile acestea pe mașina premium, bro. Deci acum avem mașina State Trooper, după care dacă apăs pe această mână se transformă în mașina de poliție normală, după care dacă mai apăs o dată se transformă în mașina șerifului. Mamă, cât de șmecheră este! Și dacă mai apăs încă o dată se transformă în poliția militară. Și acum ar trebui să revină din nou la State Trooper. Băi, este prea șmecher, frate. Cine s-ar fi gândit că noul update o să fie chiar pe partea de poliție? Holy mama, chiar nu m-am așteptat la asta. Și hai să ne uităm să vedem dacă mai putem să mai găsim ceva. Din câte știu, mai există încă o mașină de poliție pe care o poți transforma. Da, frate, și mașina aceasta, holy mama, cât de șmecheră este mașinuța. Și dacă apăsăm pe săgețică, boom, avem din nou poliția militară. Și mai apăsăm încă o dată State Trooper, care arată tot așa demențial. Avem și un tank acolo, mamă. Și dacă mai apăsăm încă o dată, avem mașina poliției, după care din nou avem mașina șerifului. Deci acest update chiar îmi place mult, mult rău de tot. Cam acestea ar fi skin-urile noi de pe mașini. Pe lângă asta mai avem și alte chestii foarte, foarte interesante. O să intru puțin în secția de poliție pentru că s-a înoptat și dacă o să dau de exemplu aici la pălării, o să putem să observăm că s-au adăugat niște pălării foarte tari. O să putem să ne punem pălării de polițist. Cât de tare este asta, frate! Deci dacă dai aici jos, avem și pălării de șerif. Avem șapca șerifului, avem și o căciulă de șerif, din păcate nu prea se vede pentru că am eu părul, dar aș putea să-mi scot părul, ia stai, o să-mi pun părul ăsta, după care mi-l scot și dau din nou la pălărie, după care mă duc puțin del mai jos să ajung din nou la pălăria de șerif. Ia uite băi, șapca de șerif, cât de tare e, frate! Chiar îmi place, mi se pare destul de șmecheră. Avem și căciula de șerif, care arată așa, după care trebuie să avem și căciula de polițist. Bă, bă, ce șmecher! Și avem și o șapcă de polițist. Cu siguranță au mai fost adăugate și alte chestii noi, însă nu am cum să le descoper pe toate pentru că sunt o grămadă de haine, o grămadă de chestii de genul ăsta și e destul de greu să le găsești. Dar am vrut să vă arăt așa câteva dintre ele pentru că cu siguranță o să vă placă. Și vreau să vă mai arăt ceva foarte, foarte șmecher. Deci pe lângă skin-urile acelea noi care s-au adăugat pe mașini, avem tancurile. Există două tancuri noi pe Brookhaven. Unul este gratis și anume acesta, deci puteți să îl folosiți cu toții și ceea ce mi se pare mie tare este că poți să te plimbi cu tancul liniștit prin Brookhaven, dar poți să faci și asta. Ia stai să vedem, oare are lumini tancul ăsta? Da băi, ia uite ce lumini șmechere are, dar poți să te urci aici pe turetă și să tragi cu tancul, frate. Deci efectiv să tragi cu tancul și poți să ridici tunul ăsta mai sus sau mai jos, poți să-l miști stânga, dreapta, ceea ce mi se pare insane, și să tragi, bro. Dacă vrei să dai, de exemplu, un jaf la banca din Brookhaven, te poți duce să faci asta. Te duci efectiv aici, mamă, îl bușesc pe băiatul ăsta cu tancul. Oh, nu, mamă, m-a bușit el mai degrabă. Fii atent că s-a urcat pe mașini cu tancul. Băi, e prea șmecher tancul. Și vii aici la bancă, te urci în turetă,
îndrepți așa tureta frumos. Mamă, ia uite aici ce tunace are hudinașul. Și după aceea face așa, zbang, scoateți toți banii din bancă sau dacă nu, o să distrug banca. E prea tare, bro, tancul acesta. Și mi se pare că poți să schimbi și culoarea la tank. Asta e să vedem. O să încercăm să facem tancul și mai verde. Da, băi, mamă, ia uite-te cum arată tancul acum. E un lime așa șmecher, rău, rău de tot. Deci cam așa arată tancul gratis pe care îl puteți folosi cu toții hudinașilor. Sper că vă place și acum vreau să vă arăt tancul premium pentru că acela are ceva în plus. Trebuie să intrăm în meniu desigur și avem aici tancul cu steluța premium și tancul acesta arată mult, mult mai șmecher, însă aveți nevoie de premium pentru el. Și de ce spun că este mai șmecher? Pentru că are o turetă suplimentară cu care poți să tragi, frate. Mamă, e ca un fel de mitralieră. Dacă nu știți, există turete asemănătoare și la casa aceea care este baza militară. Băi, e prea tare. Desigur, te poți urca și pe tureta asta la altă să tragi zbang, zbang. Această turetă există și la tancul normal și pe lângă asta tot așa poți să îi schimbi culoarea, dar acest tank este puțin mai șmecheros decât cel gratis. O să-l facem și pe acesta verde. Mamă, deci e prea, prea șmecher tancul. Și mi se pare mie sau parcă se conduc puțin mai diferit mașinile și tancurile. Să-mi scrieți acolo în comentarii dacă vi se pare și vouă, însă mie mi se pare că este puțin controlul schimbat. Parcă se manevrează mai bine vehiculele. Holy mama! Ce drifturi făcea cu mașina. Pe lângă asta mai există încă niște lucruri noi, deci nu s-a terminat aici, hudinașilor. Trebuie să mergem în partea de sus pentru că dacă o să ne spawnăm elicopterul și o să urcăm în el, o să vedeți că ceva s-a schimbat și la elicopter. Acum avem mai multe skinuri la elicopter și skinurile cele noi sunt următoarele: skinul de șerif care arată cam așa și mai avem și skinul de State Trooper care arată în felul acesta. Deci avem skinuri noi și pentru elicopter. Sincer să fiu, îmi place mult skinul acesta de șerif. Chiar mi se pare destul de șmecher. O să încerc să scot toate astea să se vadă mai bine. Deci mi se pare destul de tare skinul acesta de șerif. Vreau să-mi scrieți acolo care este preferatul vostru. Hai să vedem și stema cea nouă a poliției mai de aproape, dacă n-aș fi căzut de pe clădire. Deci cam așa arată stema cea nouă a poliției. Zic eu că este o stemă mult mai șmecheră, adică pare puțin mai lucrată și e posibil ca toate aceste iconițe să fie schimbate pe viitor. De asemenea, cu siguranță e posibil să se schimbe și secția de poliție în viitorul apropiat, pentru că pare că update-ul acesta s-a dus în zona poliției și cu siguranță e posibil să mai apară și o nouă bază militară secretă. Nu știu dacă vă mai amintiți, însă în trecut am vorbit despre trenuri în Brookhaven. N-au fost adăugate trenurile, dar ceva asemănător s-a adăugat și acum vorbim despre metrou. Avem metrou în Brookhaven, adică subway. Subway în engleză înseamnă metrou. Și hai să mergem la o stație de metrou să vedem cum arată. Băi, ce tare! Mamă, mi se pare incredibil că s-a introdus așa ceva în Brookhaven. Neapărat like-ul la Blan acolo și avem aici o stație de metrou. Scrie aici sus în colț subway și hai să vedem harta puțin. Deci avem una, două, trei, patru stații. O să mergem în fiecare stație să vedem unde este fiecare stație și avem Lake Madison, care presupun că este undeva acolo stația. Mai avem Blackhawk sau ceva de genul ăsta și nu știu exact unde este această stație. Mai avem Downtown și
Crown Point. Hai să vedem cum o să fie toate stațiile. O să cobor pentru prima dată într-o stație de metrou. Avem aici o plăcuță unde scrie că este intrarea și hai să mergem. Cam așa arată metroul. Mamă, e prea tare. Ah, ok, asta este stația de care nu știam. Și are o pasăre acolo. Super, super interesant. Poți să stai aici pe astea? Da, poți să stai. Aici avem un coș de gunoi. Mai avem încă o băncuță. Și hai să vedem dacă găsim ceva secrete pe aici. Oare putem să intrăm prin pereții ăștia sau ceva de genul ăsta? Nu, dar am văzut că poți să sari pe metrou. Și merge să te duci după el? Na, din păcate nu merge să te duci după metrou. Dar mi se pare interesant că te poți urca pe el. Bun. De asemenea, poți să și intri în acest metrou și poți să mergi în diferite stații. Hai să intrăm în metrou. Bum, s-a deschis ușa. Avem aici metrou. Opa, a plecat. Mamă, ce tare. Te poți așeza și poți să alegi următoarea stație. Hai să punem coroana, să mergem la Crown Point sau ceva de genul ăsta se numea. Și să vedem, imediat ar trebui să ajungă. Ia uite, scrie acolo stația următoare. Mai avem aici încă ceva? Opa. Ah, ok, te poți duce aici în camera asta ciudată. Deci e o cameră goală. Și te mai poți pune aici ca să conduci metrou. Ceea ce mi se pare foarte, foarte jumecher. Și acum oare pot să ies? Ah, da, bă. Deci dacă mă îndrept către ușă, pot să ies direct la stația asta. Practic te teleportează, ca să spun așa. Mamă, și avem aici stația cu coroana. Super, super șmecher. Stația arată cam la fel, parcă culorile sunt puțin diferite. Avem băncile astea. Și hai să vedem unde este de fapt stația. Deci dacă ieșim afară, stația este acolo sus, sus pe deal. Lângă, stai să vedem ce scrie aici. O, lângă North Estate, bro. Deci avem stație lângă North Estate, o stație de metrou. Super șmecher, ia uite, mai venit cineva. Hai să intrăm din nou în metrou și să mergem la următoarea stație. O să mă pun aici și o să o selectez pe asta, care se numea Downtown parcă. Hai să mergem să vedem și stația asta. Hopa! Stai puțin. Avem un bug aici, cred. Ce caută banca asta pe mijloc? În fine, cred că am băguit jocul, hodinașilor. Hai să vedem dacă găsim chestii mai ciudate, de exemplu aici. Nu, e tot camera asta. Ok. Și hai să ieșim din metrou. Am ajuns la Downtown Station. Și aici avem băncile verzi. Coșul de gunoi este galben. Și hai să mergem puțin sus. Să vedem cum arată. Oh, stai puțin. Stația asta este chiar aici. Nici măcar n-am văzut-o, bro. Mamă, deci stația este chiar aici la fântâna arteziană. Wow. Frate, deci nu-mi vine să cred. Deci e chiar aici lângă fântână. What? Ce tare. Și cred că mai aveam o singură stație, nu? Hai să mergem să o vedem și pe asta. O să mă pun aici și o să alegem stația Lake Madison. Mergem la lac, la lacul domnului Brookhaven. Pentru că domnul Brookhaven se presupune că a făcut lacul acesta. Și pe lângă asta, dacă nu știați, el a avut și o casă acolo la lac și a stat împreună cu soția lui, care, ghiciți ce, se numește chiar Madison. Ok, și hai să ne mai uităm pe aici să vedem. Nimic ciudat. Vreau să intru iar în camera asta. Nu merge să mă duc mai departe. Deci arată cam la fel interiorul. Adică nu mi se pare nimic schimbat. Să-mi scrieți voi acolo în comentarii dacă se schimbă ceva de fiecare dată când te duci într-o locație nouă. Dar mă refer la interiorul metroului. Și hai să ieșim. Deci avem aici Lake Madison. Avem acolo poza frumușel. Și coșul de gunoi aici este verde, are sens, adică totul este verde pentru că aici este natură, este pădure și așa mai departe. Mamă, și avem aici iahtul. Deci stația este undeva lângă iaht, aproape și de tabăra de vară, ceea ce mi se pare foarte, foarte tare.
Și cam acestea sunt stațiile. Acum aș vrea să mă întorc înapoi, să mă duc în centru, frate, la asta, cum îi spune, la fântâna arteziană. Și ar trebui să dau aici, nu? Parcă asta era stația downtown. Hai să vedem, sper că n-am încurcat-o. Ieșim afară și zbeng, ar trebui să fim la fântână. Da, super nice. Acum o să-mi iau hoverboard-ul și vreau să mă duc neapărat la spital, pentru că în update-ul acesta aparent avem și ceva nou la spital, și anume farmacia. Deci avem farmacie acum în Brookhaven, în cazul în care ai răcit, te simți rău, te doare capul, te doare burta sau cine știe și alte probleme. Acum poți să vii la farmacia din Brookhaven, exact la spital o găsești și aici sunt medicamente. Avem un calculator unde încasezi bănuții după ce cumpără persoanele medicamentele. Avem aici un item nou. Acestea sunt medicamentele, au și plusul pe ele ca să ne dăm seama că sunt medicamente. Și dacă apăsăm zbeng, putem să vindem medicamente sau putem să le luăm și așa mai departe. Ia uite cum i-a hutinat și medicamentele. Și aceste medicamente le poți găsi și în rucsac, de aici pe rucsac, și zbeng le ai aici, le poți spune easy peasy lemon squeezy. Sunt ok pentru roleplay-uri și așa mai departe, adică dacă vrei să faci un roleplay în care ești bolnav și iei medicamente ca să te faci mai bine, poți să faci asta acum. Și hai să vedem aici mai multe medicamente. Din păcate nu poți să apeși pe chestiile astea. Dar era tare, de exemplu, nu știu, să apeși aici să-ți dea sticla, aici să-ți dea măștile și așa mai departe. Era interesant, însă e destul de ok și așa. Pe foaia asta nu merge să apeși, aici pe telefon nu merge să apeși. Da, deci cam acestea sunt lucrurile noi introduse. Este posibil să existe secrete, pentru că în fiecare update există secrete noi. Așadar, o să mă chinui să aflu toate secretele pentru voi, hudinașilor, exclusiv, și o să fac un episod nou dacă reușesc să găsesc secrete. Dacă voi ați găsit secrete, să-mi scrieți acolo în comentarii și cu siguranță o să le arăt tuturor într-un episod nou aceste secrete. Să nu uitați să rupeți butonajul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările. Și m-ar interesa dacă vă place noul update și ce credeți voi că urmează să mai fie introdus, pentru că s-au introdus o grămadă de chestii foarte, foarte interesante și cu siguranță vor mai veni și altele. De-abia aștept, nu știu, să văd ceva ceva colosal așa, să se introducă niște clădiri noi undeva în locurile nepopulate, unde este, nu știu, doar câmp sau unde este doar iarbă și așa mai departe, să fie niște clădiri noi, uriașe, nu știu, ca un fel de sat alăturat poate, sau cine știe, un nou oraș, mamă, cum ar fi? Cum ar fi să se mai introducă încă un oraș nou lângă Brookhaven? Cred că ar fi insane, însă asta o să vedem dacă se va întâmpla pe următoarele episoade, pentru că cine știe ce se va întâmpla, se introduc lucruri la care efectiv nu te aștepți. Pa, pa, iar noi ne reauzim pe următoarele episoade.